Carantina în Republică prelungită până la 15 mai. Primăvara eliberării, 77 de ani în urmă, la Kamenka a început viața pașnică. Și despre achitările ajutorului umanitar al Rusiei agrarienilor noștri. Bine v-am găsit! E ora știrilor în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce evenimente se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Zăpadă la sfârșit de martie, o așa surpriză ne-a pregătit astăzi de bună dimineață timpul. Plapume albă au îmbrăcat localitățile Republicii, de la nordul la sudul țării. Primăvara nu poate intra în drepturile sale. Baba Odochie își scutură cojoacele la sfârșit de martie, dar plapuma nu a încălzit mult pământul. Zăpada deja s-a topit. Orice timp e bun, nu trebuie să ne întristăm. Către sfârșitul săptămânii promit încălzire. Natura nu are timp rău. Astăzi ne-am uitat că la 28 martie 2018 a fost omăt până la genunchi, așa că martie întotdeauna ne bucură cu zăpadă. În Dubăsari, în ultimele zile, ploile se schimbă în zăpadă, dar odată cu primele raze, ea s-a topit. E minunat, e multă umezeală. Ne-a bucurat ninsoarea, dar am dorit mai multă căldură. Dimineața a fost frumos, iar acum e vânt. Vrem primăvară. Viscolul de martie a acoperit și râpnița. Zăpada n-a ajuns nici pentru o babă. Îndată s-a topit. Dar dispoziția de iarnă e încă în văzduh. Râpnițenii speră că acesta e ultimul salut al iernii. Se numește acest timp Odochia, un semn popular. De 5 ori în zi poate fi soare și de 5 ori zăpadă. Așa va continua încă până la mijloc de aprilie. Totuși, timpul cald e aproape. Duminică, sinopticienii promit plus 15 grade Celsius. Carantina în Republică a fost prelungită până la 15 mai. Situația e determinată de o creștere simțitoare a cazurilor de COVID-19. Reamintim, anterior, restricțiile trebuiau să fie în vigoare până la 1 aprilie. Astăzi, deputații Sovietului Suprem au aprobat proiectul dat de lege, parvenit de la șeful statului. Așadar, ce presupune prelungirea carantinei? Continuăm să purtăm masca, dezinfectăm mâinile și respectăm distanța. Traversarea frontierei doar cu permisiunea centrului operativ. Pentru încălcarea autoizolării, amendă. Nu uităm și de noile restricții. Elevii se află în vacanța de 2 săptămâni. Studenții, în afară de cursurile absolvente, studiază la distanță. Lucrătorii, la fel, muncesc la distanță. Toate activitățile în masă și corporativele sunt interzise. Troleibuzele circulă conform graficului de la 6 până la 10 și de la 16 până la 20. Microbuzele circulă în regim obișnuit. Cafenelele, magazinele care anterior lucrau non-stop, acum până la ora 10 seara. La o masă se pot aduna doar membrii unei familii. Statistica de coronavirus nistreană s-a completat cu încă 445 de cazuri noi de infectare. În spitalele Republicii, din cauza unei forme grave a bolii, au decedat 10 persoane. Toți au avut agravări la plămâni în formă de pneumonie. Bolile cronice s-au acutizat. De tot, de la începutul pandemiei, au decedat 817 persoane COVID-pozitive. Au biruit boala mai bine de 33.000 de pacienți, numai în ajun 362. Însă a ne bucura e de vreme. Coronavirusul e un dușman viclean. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră! Nistrenia e cuprinsă de al treilea val COVID. În fiecare zi, bolnavi tot mai mulți. În spitale se află doar cei grav bolnavi, cei cu formă ușoară la domiciliu. Locurile în staționare sunt ocupate la 97%, organizează locuri adăugătoare. Un nou spital COVID va fi în Bender, în baza centrului mamei și copilului. Bender, centrul mamei și copilului, secția spitalului pentru copii. Aici va fi un spital COVID cu 310 locuri. E decizia centrului operativ. Trebuie să fim gata să internăm bolnavii, să asigurăm rezerva medicală, rezerva de oxigen, să rezolvăm problema titulară, deoarece pentru tratarea pacienților e necesară participarea medicilor cu experiență, cu care la moment ne va asigura policlinica orășenească.
copiii care se tratau aici i-au transferat în Tiraspol. Așa vor face și mai departe. În ce privește secția de naștere în Bender, ea i-a amplasat în bloc aparte. Aici schimbări nu vor fi. Deschiderea noului centru de coronavirus în Bender, o măsură obligatorie. Spitalele acum lucrează la limita posibilităților, staționarele sunt ocupate, locuri nu ajung. Spitalul nostru e ocupat aproape la 100%, organizează locuri adăugătoare. În staționar se tratează doar persoanele cu formă medie gravă și gravă. Lucrul e foarte încordat. Mai complică faptul și dependența pacienților de oxigen. Iar acesta e nordul. Spitalul din Râbnița e predestinat pentru 300 de persoane. Acum el e ocupat la 80%. Sunt internate 234 de persoane, în reanimare 12 bolnavi. Ei sunt într-o stare gravă, 3 conectați la aparatul de ventilare a plămânilor. Doar cu eforturile comune, noi vom putea birui al treilea val de coronavirus. A influența poate fiecare. Nu uităm despre măști și distanță. Avem grijă de oamenii înietate. Nu contactăm cu ei fără un scop serios. Pe cei singuratici îi vor ajuta voluntarii. În grupul de risc determinat de coronavirus sunt oamenii în etate. Medicii bat alarma. În Istrenia crește numărul pacienților. Majoritatea sunt în vârstă de după 50 de ani. Anume ei cel mai des nimeresc în secția de reanimare. Imunitatea lor este slăbită. Mai există și bolile cronice, care complică situația. COVID-19 decurge cu mai multe complicații la persoanele care mai au și alte boli cronice. Spre exemplu, diabet zaharat, hipertonie arterială, maladie cronică a rinichilor. Încă o cauză a complicațiilor, virusul britanic. Noua tulpină afectează mult plămânii. Insuficiență respiratorie, febră, o slăbiciune totală, dureri de cap. Acum maladia decurge mai greu și o perioadă mai îndelungată, spre comparație cu valul al doilea. Virusul poate suferi o mutație și în continuare. Și este complicat a spune cum boala se va termina. Febră, tuse uscate, dureri de cap și mușchi. La apariția primilor simptome, apelați la numărul 103 sau la terapeut. Centrul operativ le recomandă oamenilor în etate să rămână acasă. Rudele tinere să contacteze mai puțin cu părinții și bunei ei. Ajutorul poate fi acordat cu toate măsurile de securitate. Respectați distanța. Aceste reguli sunt importante pentru toți. Astăzi, 24 martie, marcăm aniversarea a 77-a a eliberării orașului și raionului Caminca de sub jugul fascist. Cu un mesaj către veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei, locuitorii raionului s-a adresat prezidentul Vadim Krasnoselski. 77 de ani în urmă, cu forțele armatei roșii în Caminca, a căzut povara ocupației. Această zi de primăvară a lui 44 le-a adus cămencenilor viața pașnică. Mulți cămenceni au completat rândurile armatei roșii, eliberând orașele Uniunii Sovietice și Europei, participând la eliberarea micii sale patrii. Printre originarii orașului și raionului Caminca sunt eroii Uniunii Sovietice Petru Vershigora, Fyodor Jarchinski, Ion Koval, Ion Soltis. Șeful statului le-a dorit cămencenilor multă sănătate, bunăstare și mulți ani de viață pașnică. Eliberarea raionului Caminca a început la 18 martie 1944. La ora 22:45 de minute, cavaleriștii detașamentului Moldova Sovietică au intrat în satul Ocnița. A doua zi a fost eliberat satul Cuzmin. Lupte crâncene au fost pentru stația de cale ferată din Caminca, unde erau depozitate proviziile jefuite de români. La 22 martie, partizanilor le-a reușit să elibereze stația, însă deja a doua zi, în urma atacului fasciștilor, au fost nevoiți să se retragă. В этот критический момент в Каменку
În acest moment critic, în Kamenka au intrat 4 tancuri sovietice, în unul din care era generalul Ivan Kirichenko. Iacob Muhin i-a raportat situația. S-a decis de a ataca stația cu ajutorul unui tank. Atacul a fost fulgerător. Nemții nu s-au așteptat. În aceste lupte au căzut 12 hitleriști. Stația a fost eliberată, lichidat incendiul, iar depozitele curățite de mine și luate sub pază. Tot la 23 martie, cu ajutorul tancurilor, partizanii au eliberat satele Podoimița, Podoi, Marașcov și Caterinovka. Iar la 24 martie, în Kamenka au intrat ostașii Armatei Roșii. Multe vieți omenești au răpit cei 2 ani și 7 luni de subjugare. Anii de ocupație au fost strașnici pentru toți, ani teribili, ani plini de lacrimi și sânge. În timpul ocupației, mai mult de 1000 de cetățeni ai raionului nostru au fost torturați. Au fost munciți, au fost împușcați, înnecați. 71 de oameni au fost trimiși în robia nemțească. În ziua de astăzi, noi, copiii noștri, nipoții noștri, trebuie să ținem minte, să fim recunoscători celor ce și-au jertfit viața, pentru ca astăzi să trăim în pace, să avem deasupra noastră un cer senin. Flori vii pe plăcile reci de granit, mulțumire pentru razele soarelui de primăvară, pentru pomii în floare, pentru râsetul zglobiu al copilului. Achitările ajutorului umanitar al Rusiei agrarienilor noștri. E vorba de cei care au avut de suferit cel mai mult din cauza secetii din 2020. Reamintim, tranșa în valoare de 90 de milioane de ruble rusești a venit în Istrenia în ianuarie. Prezidentul Krasnoselski a dat însărcinare de a repartiza mijloacele prin orașe și raioane. Ajutorul rusesc agrarienilor este cu destinație și nerambursabil. Până la 1 martie au fost primite cererile de la organizații și întreprinderi pentru primirea acestui ajutor cu indicarea conturilor în banca în care sunt deserviți. Acest lucru a fost efectuat în comun cu subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Agriculturii în fiecare raion. În total au fost realizate achitări în sumă de 17 milioane 400 de mii de ruble. Ajutorul Rusiei e cu destinație pentru pregătirea către noul sezon agricol, inclusiv pentru dezvoltarea amelioraţiei. Câteva întreprinderi de proporții s-au dezis de ajutorul umanitar. Cele 2 milioane de ruble nistrene nesolicitate vor fi orientate la creditele preferențiale agrarienilor. Noul centru de reabilitare a copiilor cu dizabilități din Dubăsari a fost dat în exploatare în septembrie 2020 și a fost construit conform programului Investiții Capitale. La moment, în curtea instituției sunt construite și amenajate terenuri de joc și sportive. Centrul de reabilitare din Dubăsari, în majoritatea cazurilor, e frecventat de copii cu diagnoza paralizie cerebrală sau diverse afecțiuni fizice. Ei necesită o atitudine și grijă deosebită. Respectiv și jocurile, exercițiile fizice trebuie să fie corespunzătoare. În decursul iernii, în curtea instituției, au apărut un șir de terenuri sportive și de joc. Sunt instalate scrânciuburi, alt utilaj distractiv. Ele, în primul rând, au fost apreciate de către discipolii grupei mijlocii, cele sportive de maturi. Mai mult mă antrenez la bara orizontală. Ea bine dezvoltă mușchii mâinilor. La alt utilaj de antrenament fac exerciții pentru mușchii picioarelor. Scrânciuburile și utilajele pentru antrenament sunt minunate. În primul rând, ele sunt vopsite în culori aprinse. În al doilea, ele sunt potrivite pentru copiii deosebiți. Totul este calitativ. Nu avem nicio pretenție. Aceștia au fost primii pași în crearea zonelor de odihnă și de joc pentru copii. În plan e și construcția bazinului. Mărimea lui aproximativ va fi de 4 metri în lățime și 10 în lungime, adâncimea nu mai mult de 90 de centimetri. Bazinul este una din cele mai preferate proceduri ale copiilor. Ei iubesc să se scalde, să înnoate și pentru sănătatea lor e un lucru benefic. De la 15 martie, în centru erau planificate cursuri de 2 săptămâni pentru micuții cu dizabilități din alte raioane ale Republicii. Dar din cauza pandemiei, ele au fost amânate până la ameliorarea situației. Observatori climaterici, de la ei aflăm despre timp, în ajun meteorologii au marcat ziua profesională și noi ne-am îndreptat la una din cele mai mari stații, cea din Dubăsari.
utilaj pentru verificarea vitezei și direcției vântului, presiunii atmosferice, temperaturii aerului și solului, orientării ceței și zăpezii. 10 de aparate necesare meteorologilor cotidian, un lucru complicat și interesant care necesită cunoștințe. La stația hidrometeorologică Ozernaia din Dubăsari activează 6 specialiști. Pe lângă aceasta, începând de la Kamenka și până la Grigoriopol, funcționează așa numitele puncte de observare a timpului. În fiecare 3 ore, specialiștii verifică toți parametrii pe terenul meteorologic, apoi formează telegrama meteo ce este transmisă la Tiraspol. El, la rândul său, transmite toată informația în Banca Mondială din Londra. Apropo, toată informația urmează să fie transmisă prin internet timp de 3-4 minute. La Londra ea trebuie să fie timp de 20 de minute. Toate datele sunt codificate. 634.02. De exemplu, 6-34-02. 6 înseamnă numărul total al norilor, 34 vânt, 02 viteza vântului este medie, 2 metri pe secundă. La fel, specialiștii verifică și umiditatea solului. De serviciul dat se folosesc adesea în timpul primăverii agrarienii. Datele sunt necesare în timpul însămânțării culturilor cerealiere. Cam atât pentru astăzi. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară CAB și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc o seară bună în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!